premier în justiție într-un proces colectiv cu o instituție de credit. În Alta Curte de Casație și Justiție a hotărât aseară definitiv că sute de români vor plăti rate mai mici. Clienții BCR au câștigat eliminarea din contract a dobânzii de referință variabilă. Magistrații au considerat că este nulă și este stabilită de bancă după propria voință, netransparent. Totodată au mai fost eliminate comisionul de administrare și o clauză de garanție suplimentară. Avocatul celor 207 clienți a declarat că BCR ar fi putut evita procesul dacă ar fi făcut oferte de negociere. Reprezentanții băncii spun că așteaptă motivarea instanței, pentru că nicio hotărâre nu poate lăsa un contract de credit fără dobândă.